Două tipuri de pâine contaminate cu oxid de etilenă, o substanță periculoasă interzisă în Uniunea Europeană pentru uz alimentar, au fost vândute într-un mare lanț de magazine. Clienții au fost alertați după câteva zile de la incident. Este vorba despre două tipuri de franzelă, bagheta French 300 grame și demi-bagheta French 110 grame. În ambele produse s-a descoperit că drojdia din compoziție conține un ingredient contaminat cu oxid de etilenă. O părere proastă. Vă este teamă să vă mai faceți cumpărăturile? Păi da, că nu știi ce cumperi. De ce cre... Noi facem pâine acasă, la Zegaia, de acolo suntem noi. Pâinea nu-i bună. Atâta timp cât pâinea e ăsta mladul și adică compoziția adusă din alte țări, România niciodată nu va fi sănătoasă. Încă n-avem noi să ne facem treburile noastre, importăm din la alții și alții nu ne dau sănătate. Ne dau ce ne dau. România să facă bine, să pună, să-și facă capacitățile de producție, de pâine și de toate astea. Vă este teamă acum să mai cumpărați din magazine cu tot ce se aude la televizor? Cum la magazinele care am încredere în ele și de care cumpăr de ani de zile, nu mi-e teamă. Clienții au fost sfătuiți să returneze produsele însoțite de bonul fiscal pentru a primi contravaloarea acestora la magazinul de unde le-au cumpărat. Asociația Pro Consumatori și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu momentul în care s-a transmis alerta pe site-ul Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor la două zile de la momentul comercializării. E o treabă foarte gravă, o treabă penală, trebuie să ia măsuri astfel, poteva să pun pericol sănătatea oamenilor. Vă este teamă acum să mai cumpărați? Nu mi-e teamă. Eu iau de la niște centre cu care le-am permanentizat și în felul ăsta nu pot să spun că... Este ilogic să rechem la două zile de la momentul fabricării două produse de panificație proaspete care se comercializează și se consumă în ziua în care au fost achiziționate. Aceștia speră să nu se mai repete astfel de incidente.